În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit a o primi de mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangeli, zeci de mii de îngeri, heruvimii cu ochi mulți și serafimii cu câte șase aripi care zboară zicând. Iubiți credincioși, astăzi este o zi închinată de către biserică prăznuirii puterilor îngerești. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul și când spunem asta, deja mărturisim o întreagă teologie a creației. A făcut Dumnezeu întâi cerul, adică lumea îngerilor. Lumea îngerilor este o lume care se desfășoară nu departe de noi. Este lumea care ne așteaptă și pe noi să participăm la tot ceea ce se întâmplă acolo, numai că între cer și pământ Dumnezeu a rânduit două genuri de percepții și mai ales două feluri de a gândi logic. Noi avem pe pământ un soi de logică apropiat mai mult de legea gravitației. Adică tot ceea ce este în creierul nostru se leagă între cauză și efect. Întotdeauna când vezi că cineva este neatent, zice ăsta o să cadă în groapă. De ce? Pentru că am învățat la fizică, există legea gravitației, cum că pământul îl atrage. Este o logică a educației, este o logică a celorlalte științe, este o logică a dreptății și a dreptului, este o logică a relațiilor dintre oameni și a înțelegerii dintre ei, este o logică a timpului, este o logică a momentului, este o logică în care noi suntem obișnuiți să trăim. Și totuși Dumnezeu nu a lăsat numai acest gen de logică, ci a lăsat și lumea îngerilor, o lume de la care noi trebuie să învățăm foarte multe. Trebuie să învățăm că ceea ce se vede nu e ceea ce este cu totul. Ceea ce pipăim noi nu este total. Ceea ce credem noi că vedem sau auzim sau mirosim nu este totul, pentru că ori de câte ori Mântuitorul spune câte o pildă, ne avertizează la sfârșit cine are urechi de auzit să audă. Și atunci noi ne întrebăm, dar de ce spune așa, că eu aud chiar foarte bine? Ce mă privește pe mine, aud pe ureche, dar tot aud. Dar a auzi are și un alt înțeles. După cum și a vedea, are și alt înțeles. După cum și a mirosi, are alt înțeles. Uneori, dacă vezi pe cineva, în mod automat, după logica pământească, îți faci o părere despre el. Și anume, îl vezi că este bine îmbrăcat și poți să faci deja o categorisire a lui, face parte dintr-o clasă peste medie, spui tu. Îl vezi coborând dintr-o mașină, zici, ăsta e dintr-o parte sau dintr-alta. Și ca să înțelegeți mai bine, mi-aduc aminte cum un văr de-al meu s-a dus să negocieze niște materiale de construcție, dar pentru că mașina lui era stricată, a văzut că în curte venise soția cu mașina unei firme la care lucra și s-a dus cu mașina respectivă. Când l-au văzut cei în cauză cu negocierea, i-au spus un preț. Bă, nene, uite care e treaba, n-avem acum, că e vineri și noi urmează să închidem într-o oră, două. Dar să știi că luni dimineață la ora 10, te așteptăm după marfă. Uite, asta e marfa, ăsta e prețul. Zi și făcut. Era vorba de vreo 1000 de lei. Bun. Numai că luni dimineață soția a plecat. Cu mașina, cu firme, cu tot. S-a dus la muncă, biata femeie, și el, săracul, toată dimineața a mai reparat în mașina lui ce mai era de reparat, de petecit, așa că să-l mai ține jumătate de zi și s-a dus, așa cum era înțelegerea, la ora respectivă să ridice marfa.
Și ăsta s-a uitat, da, păi am venit cu o marfă, am vorbit, am făcut, am dres. S-a uitat ăsta la el. Ce, da, bine, nicio problemă, mergeți la caserie și achitați. Și ăsta numai dintr-o doară a întrebat cât. 500 de lei. Și atunci a dat seama că haina și mașina din care coboruse la negociere, nemai fiind aceleași, omul l-a judecat din nou, după cum arăta acum, cam ponosit îmbrăcat, cu o mașină vai de capul ei și a luat jumătate de preț. Ei, cam asta vreau să vă spun despre privire. În momentul în care vedem ceva, imediat evaluăm ceea ce se întâmplă în spate. Deși omul era același și era foarte muncitor, numai că își schimbase în ochii celuilalt statutul, categoria socială și posibilitățile de a achita respectiva factură. Și mergem mai departe. Logica noastră ne spune că atunci când pe lângă noi vin anumite mirosuri, deja face legătura cu ceea ce credem noi despre mirosurile respective. Știți că eu am o problemă foarte delicată vis-a-vis de faptul că mă tot străduiesc să înțeleg și eu, să înțeleg, să accept fumătorul așa cum e, la pachet. Și mă străduiesc și vă promit încă o dată, nu știu pentru câte oară, că am să ajung până la urmă să miroase numai a tămâie pe lângă mine. În sensul că mirosul ăsta îl cunosc mai bine. Dar noi categorisim oamenii care stau într-un anumit loc, inclusiv după aceste criterii de miros. Dacă miroase a tutun, imediat cât un fir oscos, zice, ai, sunt păcătoși, ei, ce să-ți povestesc? Noi trebuie să ne șlefuim până acolo încât să nu ne miroasă a tutun, să ne miroasă a om, să ne miroasă a dragoste, să ne miroasă a posibilitate de a-l îmbrățișa pe celălalt. Pentru că dacă mergem numai după logica noastră, ar însemna că atunci când vedem o cauză, să intuim neapărat efectul. Și nu e așa. Bună oară, dacă suntem într-o intersecție aglomerată și la un moment dat se blochează intersecția. Acum știm în 99% din cazuri de ce se blochează o intersecție. Pentru că a venit agentul să facă ordine. Și când a venit agentul, s-a blocat tot. În acel moment, noi credem că blocarea se face în ciuda noastră, prima reacție, prima logică ce merge după ce v-am spus eu, logica omenească. Dar aflăm peste un ceas sau două, când facem socoteala că n-am ajuns la destinația pe care ne-o propusesem, că acolo unde trebuia să ajungem noi și n-am ajuns din cauza aglomerației, acolo s-a întâmplat un accident pe care n-aveam cum, dacă ajungeam la ora propusă, să-l evităm. Și atunci ceea ce vedem noi într-o intersecție, că este un blocaj, de ce este judecat greșit că e împotriva noastră, când trebuie să fim după logica cerului, conștienți că Dumnezeu ne iubește mult. Pentru că nu numai odată am constatat că într-adevăr ceea ce ni s-a părut nouă că se întâmplă nu este așa. De ce? Pentru că noi judecăm după logica omenească, logica legii gravitației, adică mai aproape de pământ. Tot ce se vede levitând oarecum, gravitația îl trage în jos. Și nu este corect. Se spune că cineva, un pescar care avea o pradă foarte importantă, prada vieții lui de până atunci, scosese din adâncul oceanului raci, mulți, și avea într-un coș mare de tot și deasupra acestui coș era așezat un simplu capac pe care racii puteau să-l dea la o parte oricum și să iasă de acolo, să se ducă de unde i-a scos omul. Omul însă, când și-a așezat racii și-a pus capacul acela, ostenit de atâta efort, s-a așezat și s-a culcat liniștit.
Peste un timp a venit la el cineva care îl urmărea de departe și l-a trezit. Păi, nene, trezește-te! De ce? Păi ce? Păi nu e păcat de racia pe care i-ai scos, că te urmăresc de multă vreme, mă uit la tine. Că, uite, i-ai așezat în coșul ăla și deja încep să se ridice și o să ducă înapoi în apa din care i-ai scos tu. A, zice, stai bre liniștit. Cum ajunge cât un rac sus să dea capacul, imediat toți să agață de el, să iasă și ei și cad înapoi. Niciodată nu o să vezi un rac ieșind dacă mai are pe cineva în același coș cu el. Asta este logica omenească. Logica cerului însă este un alt gen de lucrare. Părintele Sinei, de exemplu, când a fost întrebat de către cineva ce ar fi vrut la sfârșitul unei întregi activități duhovnicești, mai întreabă oamenii cam ce ai fi vrut să îți facă Dumnezeu sau ce avantaje ai fi vrut în viață să le folosești așa și pentru ceilalți. Și a spus, dacă Dumnezeu m-ar fi întrebat înainte de a mă trimite pe pământul acesta ce vreau să fiu, un om sau un înger, să știți că i-aș fi cerut să fiu tot un om. Pentru că omul are voie liberă, omul poate să-i ajute pe alții așa cum poate mai bine, pe când îngerul, slavă Domnului, este ființă superioară, dar nu are voință liberă. Și Tată, eu vroiam să am voință liberă. Ei bine, asta este o logică duhovnicească ce face legătura între logica pământului și logica cerului. Se spune tot așa că un mare duhovnic a fost chemat de îngerul lui Dumnezeu chiar la tronul lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a spus, ai făcut atât de mult bine oamenilor. Uite, m-am gândit pentru tine să-ți fac un dar, să te lași să trăiești 1000 de ani. Și fără să gândească prea mult, duhovnicul acela a zis, Doamne, nu, te rog, nu îmi da această povară. A spus, dar de ce? E prea mult? Sau ți se pare că ai trăit prea mult? Nu, nu, nu. Mă gândesc că dacă aș folosi darul acesta, toți care m-au căutat până acum ca să-i ajut în anumite direcții, cu anumite sfaturi pe care puteam să le dau, m-ar căuta pentru un singur lucru, să afle ce am făcut de trăiesc atâta. Aceasta este logica duhovnicească, o logică în care cerul este prezentat altfel. Nimeni dintre cei cu o viață duhovnicească deosebită nu vrea lucruri care să deruteze și mai ales să deturneze atenția sau misiunea pe care Dumnezeu le-a lăsat-o în grijă. Ce am încercat eu să vă spun cu toate lucrurile acestea, este că lumea îngerilor este o lume aparte. O lume a unor ființe superioare care fac legătura între om și Dumnezeu. Îngerii pe care noi astăzi îi brăznuim, bineînțeles dintre atâți zeci de mii de îngeri, cum zice rugăciunea de la Sfânta Liturghie, au numele lor. Numai că pentru noi Sfinții Părinți au simplificat oarecum lucrurile pentru ziua de astăzi și ne-au prezentat numai 3 nume din această categorie. Mihail, Gavril și Rafael. Dintre care numai 2 sunt, așa cu mâna pe inimă vă spun, mai cunoscuți decât ceilalți, pentru că Rafael, îngerul călătorilor, este mai puțin cunoscut, dar asta nu înseamnă că este mai puțin prezent în viața noastră. Îngerul Mihail este cel care s-a ocupat încă de la început cu pomul vieții. După ce omul a gustat din pomul cunoștinței binelui și răului, prima grijă a lui Dumnezeu, așa cum se spune și în rugăciunea de la mormântare, pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, din iubire de oameni,
a așezat la pomul vieții Dumnezeu pe îngerul său Mihail cu o sabie în mână. De ce? Ca nu cumva Adam acela, după ce a păcătuit, să rămână nemuritor în păcatul lui. Acesta este rolul Sfântului Arhanghel Mihail și vă spun asta pentru că poate v-ați uitat prin icoane și l-ați văzut cu o sabie în mână și nu prea știu despre ce e vorba. E, acum știm. Îngerul Gavril, pe care iconografia îl prezintă cu un crin în general în mână, este îngerul care a adus buna vestire. A adus vestea cea mare Maicii Domnului, cum că va naște fiu de la Duhul Sfânt. Această veste bună este întruchipată, așa cum am spus, prin crinul pe care îl are în mână Arhanghelul Gavril. În toate bisericile ortodoxe, la catapeteasmă, sunt două intrări numite diaconești, de-a stânga și de-a dreapta. Pe partea din dreapta ne întâmpină Arhanghelul Gavril cu acel crin și în partea stângă ne întâmpină sabia Arhanghelului Mihail. De ce? Pentru că este o ordine în care se intră și se iese în Sfântul Altar. În cultul creștin, mișcările în biserică și mișcările de cult se înregistrează ca fiind direct trigonometrice, adică împotriva acelor ceasornicului. De ce? Tocmai pentru a da timpul înapoi, nu înainte, și a ne întoarce la momentul inițial. Toate mișcările în biserică se întâmplă după acest traseu. Dacă acum vă gândiți, dacă la botez nu vă aduceți aminte atunci când ați fost botezați, măcar atunci când ați fost naș, dacă ați fost naș, vă aduceți aminte cum se face la în conjurul mesei cu Sfânta Evanghelie. Apoi, la cununie, poate vă aduceți aminte, la Isaie Dânțuiește, cum a fost traiectoria și mișcarea am avut. Aceste mișcări se datorează faptului că biserica a vrut să imprime omului gândul întoarcerii. Un șurub normal, atunci când intră în lucrare, se învârte în sens invers, trigonometric, adică în sensul acelui ceasornic, ca să înainteze. Dar ca să deșurubezi ceva, trebuie să folosești sensul acesta din biserică, de a scoate. Acesta este înțelesul pe care vi l-am explicat vis-a-vis de lumea îngerilor și traiectoria pe care trebuie să o avem în biserică. V-am explicat lucrurile acestea tocmai pentru a înțelege că logica noastră are multe de îmbunătățit. Nu trebuie să fie dată la o parte, ci trebuie să fie îmbunătățită. Dacă legea de care tot v-am făcut vorbire, a gravitației, își are această aplicabilitate de dacă ne împiedicăm, trebuie neapărat să cădem, că nu o să zburăm, trebuie să ne învățăm că suntem datori a fi mai atenți. Dar există și situații în care legea gravitației, făcându-ne să ne împiedicăm, ne poate scoate din foarte multe necazuri. Și anume, era un slujitor care în fiecare an trebuia să se ducă la cei întemnițați să le vestească Evanghelia. Acum vă imaginați că nu sunt chiar cei mai cuvioși oameni sau duși pe la biserică, cei pe care îi găsim în spatele gratiilor. Și bietul slujitor s-a chinuit el să pregătească un cuvânt, nu prea au ieșit toate și a zis până la urmă, hai să trăiesc eu acolo momentul și să le spun și eu un cuvânt. Ei, când a văzut că erau câțiva care îi aruncau niște priviri așa de l-ar fi mâncat, singura lor bucurie constând numai și numai în faptul că erau scoși puțin din programul lor și într-un spațiu mai mare, și bineînțeles că l-au intimidat și când să se ducă spre tribună
s-a împiedicat și a căzut. A căzut, dar cât hai s-a făcut acolo și câte glume și câte râsete și câte ridiculități și-au auzit urechile, l-au trezit și l-au făcut să își dea seama că ăsta e subiectul predicii pe care o să o țină. Și a început să le spună oamenilor, uitați de ce am venit eu, ca să vă arăt că orice om care cade și își atrage ridicolul și judecata celorlalți, se poate ridica așa cum am ridicat și eu să vă vorbesc. Așadar, nu împotriva accelerației gravitaționale trebuie să lucrăm noi, ci împotriva preconcepției că aceasta neapărat ne încurcă. Împotriva preconcepției că ne poate distruge viața. Nu, ne poate ridica dacă știm cum să vedem lucrurile. Cum? Cu logica cealaltă. Logica celei de-a doua priviri, logica celei de-a doua auziri, logica celui de-a doilea gen de miros, logica frumosului, pe care numai Sfinții Îngeri ne-o pot trimite de la Dumnezeu ca mesaj de solie. De aceea, nu trebuie să ne uităm, așa cum am spus, la un grup care produce un fum, care miroase într-un fel, ci să ne uităm la acel grup ca la niște oameni pe care Dumnezeu îi iubește și noi avem datoria să aflăm până la urmă de ce îi iubește Dumnezeu pe toți la fel. Și anume, cea mai mare ispită a omului modern este aceea de a se uita în ograda celuilalt. Și după cum bine știți, toți avem cât un vecin mai pricopsit, toți avem cât un coleg mai bine văzut și încep, încet, încet să afli care este rețeta. Știți că în ultima instanță rețeta de a o duce bine pe pământul acesta este de la Iov încoace aceeași. Și anume, în general, cei care blesteamă chiar pe Dumnezeu, cei care pe românește n-au niciun Dumnezeu, cei care lucrează împotriva firii, care sunt împotriva oricărui bun simț, aceia o duc mai bine. Culmea, sunt și mai sănătoși. Culmea, iarăși, au de toate și trăiesc și mai mult. De ce? Pentru că Dumnezeu îi așteaptă și pe ei să se pocăiască. Ei sunt cei despre care Evanghelia de astăzi ne spune că împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care a semănat grâu bun în țarina sa, dar vrăjmașul a venit în spate și a semănat neghină. Și crescând neghina odată cu grâul, a apărut la vremea recoltei. Și au venit slujitorii și au zis, stăpâne, n-ai pus tu grâu din cel mai curat? De unde a apărut neghina? Și stăpânul a zis, un om vrăjmaș a semănat în urma mea. Și atunci ei au spus, mergem atunci să smulgem neghina. Și a zis, nu, stăpânul, ca nu cumva smulgând neghina să smulge și grâul. Lăsați-le până la vremea secerișului și atunci le vom culege pe amândouă și vom da neghina și o vom aduna în snopi și o vom arde. Așa se întâmplă cu cei care, din punctul de vedere al logicii pământene, trăiesc mai bine, mai mult, mai îndestulat, mai bine în ochii celorlalți, pentru că este numai după o logică a pământescului. Acum să nu credem noi că neapărat cei care ne ancorăm în viața aceasta a cerului, trebuie neapărat să o ducem prost. Nu. Asta e numai pe din afară. Cunosc atâtea case în care neputința și-a făcut loc și stă de mult acolo. Am văzut atâția copii care n-au mers niciodată singuri fără ajutorul mamelor. Și totuși n-am văzut mame mai fericite decât acelea care toată viața au în brațe sau în spate un copil neputincios. Dacă ar fi după logica noastră, am crede că sunt cei mai amărâți oameni după fața pământului.
Totuși ei au logica cerului. O logică ce le permite să trăiască frumos, indiferent de necazurile pe care viața le-a arătat într-un fel sau într-altul. Nu necazul în sine reprezintă ceva, ci percepția pe care noi o avem față de el. Așa cum am spus la început, nu necazul că s-a oprit circulația are ceva în sine, ci logica noastră, cum îl vedem, mâniindu-ne și trăgându-ne de păr că nu putem să ajungem nu știu unde într-un anumit timp, nu. Trebuie să înțelegem cât de mult ne iubește Dumnezeu, pentru că vom afla cu siguranță că acel moment a fost unul care ne-a salvat din alte necazuri. De aceea, prilejuit de praznicul cel mare al sărbării îngerilor și puterilor îngerești, puterilor fără de trupuri, să înțelegem că logica noastră este bună, dar este de cele mai multe ori folosită în mod greșit. Este bine să vedem pe celălalt îmbrăcat frumos. Este vorba de simțul estetic, e vorba de multe lucruri care face ca organismul nostru să elimine niște endorfine, să ne simțim bine în împrejurări în care toți ceilalți sunt, între ghilimele, la fel de frumoși cum suntem noi, dar, dincolo de toate, trebuie să vedem că frumusețea nu se oprește la haină. Frumusețea trece dincolo și să vedem în spatele celui pe care noi îl admirăm sau în spatele celui pe care noi îl blamăm, ce există cu adevărat. Există cu siguranță un singur lucru, că acela este iubit de Dumnezeu. Și noi trebuie să ne reglăm iubirea față de El, funcție de iubirea pe care am constatat-o noi sau am scos noi din noi, aflând cât de mult îl iubește Dumnezeu pe acela. Iubiți credincioși, am să încerc să închei cu un singur lucru. Toată săptămâna m-am străduit să prezint pe îngeri într-o anumită lumină. Și bine am făcut că m-am străduit, dar de ieșit nu mi-a ieșit nimic până când nu m-am gândit la următorul lucru. De fapt, Sfinții Îngeri, prin ei înșiși, nu sunt lăsați de Dumnezeu să facă ceva, ci ei fac prin oameni ceva. Un mesaj pe care îl aduce un înger ajunge să fie bine plăcut înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, numai în măsura în care cel care a primit mesajul respectiv a împlinit ceea ce i s-a spus să facă. E bine, așa este și cu noi. Și așa cum am spus despre cărți, că ele nu sunt ceva prin sine, ci sunt ceva prin posibilitatea lor de a scoate din noi tot ceea ce este mai frumos, așa este cu sărbătoarea de astăzi. Dacă vom trăi frumos cu gândul la cer, cu siguranță că acest gând va scoate din noi ceea ce este mai frumos. Haina aceea pe care poate și cineva care are numai un simț estetic și își cultivă numai și numai acel simț estetic poate să o vadă la noi. Pentru că un om frumos este un om luminos și tot ceea ce va îmbrăca, cu siguranță că va avea și amprenta purtării acelui ceva. Am văzut oameni care se îmbracă exact cu aceleași vestimentații care sunt făcute din aceleași materiale cu cine știe ce staruri. Au un corp poate că de multe ori mai armonios și totuși dacă nu știu să poarte acele haine, devin ridicoli. Am văzut sportivi care atunci când s-au îmbrăcat în frac și cu papion, erau mai ridicoli decât clownii de la circ. Dar am văzut și pe cineva care e îmbrăcat numai și numai la sacou și la cravată, atunci când și-a luat un halat să repare o mașină,
arăta ca un înger coborât să repare ceva. De ce? Pentru că trebuie să știm cum să purtăm nu numai un veșmânt, ci cum să purtăm ceea ce știm să facem sau vrem să facem cu adevărat, să ajutăm un om. Un om care îl ajută pe celălalt va fi un om îmbrăcat frumos, indiferent de ceea ce va avea pe el. De aceea, iubiți credincioși, aș vrea ca astăzi să înțelegem că dincolo de ceea ce vedem este ceea ce nu vedem, dincolo de ceea ce auzim este ceea ce nu auzim și dincolo de ceea ce mirosim nu e ceea ce mirosim, ci este cerul pe care suntem datori să-l vedem, să-l auzim, să-l mirosim cu ochii, cu urechile și cu nasul îngerului care ne spune exact care este logica lui Dumnezeu. Așa să ne ajute. Să fiți sănătoși.